data de 25 octombrie, conducerea Pleiada Boutique Hotel a transmis un comunicat de presă prin care anunța triumfalist că este partenerul oficial al Ateneului Național din Iași în reabilitarea cinematografului Victoria. Mai mult, Dora Morhan, general manager Pleiada Boutique Hotel, anunța existența unui parteneriat public-privat încheiat între cele două entități. Am încercat să obținem un punct de vedere și de la conducerea Pleiada, unii dintre partenerii oficiali ai acestui parteneriat public-privat. Dumnezeu ne-a comunicat că nu dorește să vorbească despre cifre și că singurul lucru pe care Pleiada îl face în acest parteneriat public-privat este de a sprijini cultura. Deci înțeleg că nu doresc să discutăm de sume, adică... Politica firmei este să lăsăm realizările să vorbească pentru noi și ceea ce reiese ca... rezultat final, până la urmă. Este în interesul nostru și nu facem ca o formă de bravadă ceea ce facem pentru comunitate realmente. Cred că din mesajul bannerului se vede clar că noi nu spunem vino la Hotel Pleiada, noi nu spunem vino și fă-ți nunta la Hotel Pleiada, nu spunem vino și ia masa la restaurantul Maia din Hotel Pleiada. Este un semnal al faptului că acolo se construiește cu acel loc crește și prinde viață, da? Cu sprijinul Pleiada Boutique Hotel. Legea numărul 233 din 2016, care reglementează parteneriatul public-privat, invocat de către conducerea Pleiada Boutique Hotel, prevede că parteneriatul public-privat are ca obiectiv realizarea sau, după caz, reabilitarea sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinate prestării unui serviciu public sau operării unui serviciu public în condițiile prezentei legi. În speța de față, parteneriatul public-privat încheiat între părțile Pleiada Boutique Hotel și Ateneul Național din Iași are ca obiectiv renovarea fostului cinematograf de stat Victoria din Iași. Articolul 3.b, tot din legea 233 din 2016, prevede că parteneriatul public-privat are o durată relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale, care să permită parteneriatului privat recuperarea investiției și realizarea unui profit rezonabil. Cum obține Pleiada vize pentru publicitate? Am încercat să aflăm de la doamna Ciobanu, de la Departamentul Publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași. Eu nu fac parteneriate, eu dau vize de publicitate. Și acolo a fost emis un aviz? Pentru ce? În momentul acesta când se reabilitează, cei de la Pleiada și-au pus un banner cu sigla Pleiada. Nu știu, poate fi autorizat dacă este o dată cu... Dar pentru banul respectiv dumneavoastră dați autorizație? Pentru mijloace publicitare, da. Și nu știți, adică nu știu, dimensiunile bannerului sau nu știu cât... Nu știu despre ce e vorba. Mergeți la biroul de presă. Parteneriatul public-privat între Pleiada și Ateneul Național nu poate fi explicat de mine în ceea ce observăm. Am fost în cadrul primăriei municipiului Iași, l-am căutat pe domnul primar Mihai Chirica pentru a ne da o declarație în ceea ce privește acest parteneriat. De la răspunderea de la Jărușoara de Instat. Dumnezeu vrea la domnul primar, dar eu am văzut la căutându-l pe domnul Mihai Chirica, nu l-am găsit, din păcate, la birou. Am fost repartizați la purtătorul de cuvânt, Sebastian Buraga, pe care l-am și sunat. Și nu... Vedere că domnul, că nu am găsit pe nimeni la primărie, sunăm pe domnul purtător de cuvânt, Sebastian Buraga, să vedem dacă ne răspunde. Încercând să ne întâlnim și cu viceprimarul Harabagiu sau viceprimarul Botez, ne s-a comunicat că trebuie să obținem o întâlnire oficială cu aceștia. Din acest motiv nu am putut obține un punct de vedere nici din partea viceprimarilor Iașului. După cum se poate observa, lucrările de la cinematograful Victoria au fost listate înainte de a fi începute. Lucrătorii urcă pe o scară improvizată, după cum se poate vedea. Și, din păcate, nimeni nu este la serviciu. Este ora 12 și 10 minute aproape și, din păcate, nimeni nu este prezent pe șantier. Plăcuța cu prezentarea proiectului, în care ar trebui să se regăsească constructorul, suma totală a proiectului și o bifare corectă, că aici se află un șantier în lucru, sunt inexistente în momentul de față. Alo, bună ziua! Putem vorbi și noi cu cineva, vă rugăm? Bună ziua! Nu vedem nici nu am văzut o ușă, este ușa aceasta deschisă pe cineva? Sunt doar și credeți că putem intra?
așa au zis că nu-i nimeni aici. A doua încercare. Bună ziua! Bună ziua! Denisa Grigoriu de la Ziarul Bună Dimineața Iași. Un director de șantier. Nu este nimeni? Cum merg lucrările? După cum se poate observa, sunt doar 3 muncitori în acest moment, este ora 12:30 și sunt doar 3 muncitori care, din păcate, sunt în pauza de masă și se pare că nu lucrează în acest moment în cadrul cinematografului. Singurul banner prin care putem observa părțile implicate în acest proiect de reabilitare și de modernizare, care este de amploare de altfel, este cel al Pleiada Boutique. Încercăm să obținem un punct de vedere și de la managerul Ateneului Național, având în vedere că dumnealui mi-a comunicat dimineață că este pe șantier și nu poate vorbi cu mine. Alo, bună ziua! Având în vedere că nu l-am găsit pe directorul Ateneului, Andreea Preotesei, în prima zi pe șantier, așa cum menționase dumnealui, l-am căutat a doua zi la Ateneul Tătăraș, unde ne-a oferit o declarație despre așa zisul parteneriat public-privat. Având în vedere că se derulează acolo niște lucrări, n-ar trebui să existe plăcuța aceasta cu șantierul, nu? Mai ales că sunt lucrări de interior, nu? Doamna director, uite, colegii din presă mi-atrag atenția că s-ar putea să fie nevoie la Victoria să punem o plăcuță de asta, cum vezi, pe la toate șantierele prin oraș. Cu cine se ocupă, cât se ocupă, de când se ocupă, data începării, data finalizării. Da? Dar vezi alea că dacă ne trebuie. Că eu tind să cred că nu ne trebuie. Dacă noi n-am avut nevoie de autorizații, presupun că n-am nevoie nici de plăcuța asta. Dar verificăm mai bine, da? Ca să nu fie probleme. Hai să rămână, papa. Mă scuzați că am fost atent, dar de ce n-ați avut nevoie de autorizații? Fiindcă nu spargem nimic, nu modificăm nimic. Doar reabilitare. Doar reparație, atât. Nu modificăm niciun perete, nu sparg absolut nimic. Doar reabilitare. Scot 3 rânduri de scaune pentru alenuntul. Și în ceea ce privește alegerea MQ, cum s-a făcut? Ce firme ați mai avut care... Deci noi am făcut în felul următor. Ne-a propus totuși să demarăm asta cu Victoria. Am făcut așa, am trimis hârtii către toți bogătașii Iașului, mai pe scurt. Parte în alta. Ce înseamnă concret bogătașii Iașului? Flux. Iulius Group, ce vreți voi, Arabesc, tot, Dedeman, peste tot, la toate marile companii. Din toate marile companii, singurii care ne-au contactat înapoi, au fost cei de la Închim. Și ne-au chemat la discuții, n-am putut să le dăm ce au vrut din prima. Mai exact? De desubt. Am să le dăm doar bannerul deasupra. A, deci bannerul e o metodă de promovare a Pleiadei. Păi e normal, e o chestie normală. Eu am avut o discuție cu doamna Murhan. Mi-a spus în felul următor că prin bannerul respectiv, Pleiada nu și promovează hotelul, doar arată că ajută la cultură. Ceea ce e adevărat. Putem considera o promovare? Da, poate, da. Până dacă vă mai e ușor așa, considerați că am închiriat spațiu. Pentru 16-18.000 de euro, cât mi-au dat ei, habar. Mi-a spus că MKIM vă dă 60.000 de lei plus materiale de construcție. Mai exact materiale? De 60.000 de lei materiale de construcție. De 60.000 de lei materiale de construcție? Mhm. Și o altă sumă de nu vă mai dau. Doar... Sincer, nu știu. Știi că e undeva pe aici sumă, 16-18.000, ceva pe aici, în euro. În lei nu știu cât e. Deci tot ce înseamnă materiale e de la ei? Tot. Adică noi facem... listuța cu ce avem nevoie de la Dedeman, a doua zi vine mașina de la Dedeman, ne pune să semnăm, ne descarcă. Și câștigul Pleiada care este doar bannerul ăla de sus? Atât. Este singura chestie care noi le-o dăm. Altceva, absolut nimic. În România din 90 până acum, parteneriatul public-privat era în felul următor. Statul îți dădea ție ca privat o chestie foarte bună pe 3 lei, tu o luai, o demontai, o vindeai și ăsta era parteneriatul. E, nu, aici nu se întâmplă așa. Aici rămâne domeniul statului, este totul al statului, adică al primăriei, că cinematografele sunt toate ale primăriei, ca și această clădire. Noi suntem doar exact, administratorii. Și mai exact suma pe care vă dă primăria? Nu știți? Cred că undeva în jur de 150.000 de euro, ceva pe aici. 150-160.000 de euro, cred că pe aici. Ce? Pe mai acoperișul ne-a costat vreo 60.000 de euro să facem termo- și hidroizolație. Adică
Ați văzut cum urcă muncitorii pe... Da. Scările alea sunt improvizate. E treaba lor, prin contract, este responsabilitatea lor, absolut tot. Deci tot, în ceea ce privește muncitorii, este responsabilitatea firmei. Sigur. Cum își coordonează activitatea și cum încesc pe șantier. Tot, e conform contractului semnat, este treaba lor cum își asigură siguranță. Dar în ceea ce privește... Ei nouă ne-au spus că tot timpul când urcă, urcă cu centură de siguranță? Nu, a fost ieri acolo. Da, cred. Și ieri am găsit, erau trei persoane, atât. Unde? Înăuntru sau afară? Înăuntru, eu am fost fix în amfiteatru. Amfiteatru este acolo? Da, amfiteatru. Sala mare. Sala mare, exact. Erau trei muncitori, am întrebat de un director de șantier, mi-au spus de dumneavoastră, că, da, de dumneavoastră, căutați pe doamna Ploteze. Și am întrebat, doamna Ploteze este, nu este aici, n-a fost momentan, mergeți la tine. Deci două firme, deci e firma care lucrează pe acoperiș. Și acolo cine lucrează? Nu mă întrebați cât de nume, că habar n-am. Eu nu fac parte din comisia de licitații, nu știu. Faceți cerere și vă dau ai mei tot ce vreți. Și în interior știu că este altă firmă. Deci fiecare e cu inginerul ei, fiecare e cu treaba ei. Deci MQ-ul lucrează în interior? MQ-ul nu lucrează deloc la noi. Și atunci doar vă furnizează materiale și sumă de bani? Doar materiale, nici sumă de bani. Deci ne-au făcut nouă un cont la DDMA. Ok. 16.000-18.000 de euro, din care noi comandăm tot ce vrem de acolo. Ce materiale avem nevoie pentru interior. Far, tencuială, ce vreți dumneavoastră. Mâna de muncă o plătim noi, mâna de lucru, manoper. Ce sunt? Nici asta nu știu. Dar puteți să-mi spuneți firmele sau nu puteți să le aflați sau pot să fac cumva să... Cu siguranță. Vă dau numărul directoarei mele economice, ea știe tot. Sincer, aș umple toată fațada numai cu benă, dacă ea vorba de asta. Fiindcă noi așa ne-am propus anul să facem interiorul și acoperișul, iar la anul să facem exteriorul. De asta contractul cu cei de la Pleiada e închis pe 10 luni, cred eu, până în luna august. Deci bannerul va sta doar până în luna august. Nu este pe o perioadă nedeterminantă, nu este... E până în luna august, că noi, da, așa am spus, că în septembrie intrăm cu fațada, septembrie la anul. Și în momentul în care facem fațada, nu mai există să mai punem ceva chestii de genul ăsta. După 5 zile de la intervenția reporterilor ziarului Bună Dimineața Iași în cadrul cinematografului Victoria, pentru a constata modul de lucru și stadiul lucrărilor, au fost luate măsuri de siguranță, fiind interzis accesul în cadrul cinematografului. În final, am reușit să vorbim și cu primarul Iașului, Mihai Chirica, despre așa zisul parteneriat public. Declarația primarului Mihai Chirica contrazice declarația directorului Ateneului Tătăraș, acesta afirmând că primăria nu acordă nicio sumă de bani în reabilitarea cinematografului Victoria. Privat între Pleiada și Ateneul Tătăraș. Am aflat de la domnul Preotese, de la manager, că și primăria Iași are o implicare în acest parteneriat public-privat. Reabilitarea cinematografului Victoria. A, nu, îl derulează doar Ateneul, noi nu doar suntem. Doar Ateneul? Da. Dumnealui asta ne-a spus, că și primăria este implicată. Noi suntem proprietarii, sunt administratori. Văd o primăria? Nu știți? Cred că undeva în jur de 150.000 de euro, ceva pe aici. Apare o contrazicere între afirmațiile directorului Ateneului Tătăraș Andreea Preotesei și primarul Iașului Mihai Chirica. Andreea Preotesei afirmă că primăria dă 150.000 de euro, Mihai Chirica spune că primăria nu contribuie. Pe cine să credem? Care este versiunea reală? În concluzie, cu 60.000 de lei, hotelul Pleiada își face reclamă în centrul Iașului pentru aproximativ un an de zile. Conferințe de presă, evenimente și reclamă vizuală pentru aproximativ 5.000 de lei pe lună, un parteneriat public-privat extrem de avantajos, la fel ca și celelalte încheiate între firma MKIM, administrată de Cristin Zămoșteanu, și primăria Iași, administrată de Mihai Chirica.